Viața nu este niciodată ușoară și este garantat că vom trece și prin momente dificile. Cu toate acestea, există anumite zodii care nu se lasă bătute, iar fiecare obstacol îl văd ca pe un mod de a învăța lucruri noi. Zodiile care depășesc orice obstacole. Toate obstacolele din viața ta sunt menite să te ajute să avansezi din punct de vedere personal. Aceste experiențe neplăcute sunt necesare pentru a avea mai multă experiență în viață. Gemeni. Conduși de Marte, planeta acțiunii, nativii din zodia Gemeni posedă un spirit necruțător care prosperă în urma provocărilor. Au capacitatea de a îmbrățișa necunoscutul și de a conduce cu foarte mult curaj calea. Sunt lideri înnăscuți. Acești nativi ar ca un foc care arde mai puternic atunci când este întâmpinat cu adversitate, canalizându-și energia pentru a depăși provocările care i-ar descuraja pe alții. Rac. Atunci când vine vorba despre provocări, racul este primul care se oferă să-i conducă pe ceilalți către victorie. Provocările nu sunt doar obstacole în calea racilor, ci trepte pentru evoluția personală. Asemenea unui fönix care se ridică din cenușe, indivizii din această zodie valorifică puterea provocărilor pentru a ieși mai puternic decât înainte. Fecioarele sunt războinicii neînfricați ai zodiacului, mereu gata să înfrunte orice obstacol direct. Ei sunt conduși de o dorință profundă de a cuceri și de a se transforma. Pentru o fecioară, provocările sunt ca niște puzzle-uri care așteaptă să fie rezolvate. Ei folosesc aceste oportunități pentru a-și testa agilitatea mentală, pentru a-și demonstra ingeniozitatea și pentru a-și elibera puterea interioară. Leu. În loc să caute confort și ușurință, nativii din zodia Leu prosperă în situații solicitante, înălțându-se din cenușa adversității. Atunci când un leu face față unei provocări, nu este agresiv sau îndrăzneț, ci își arată rezistența înăscută și determinarea nemărginită. Pești. Peștii sunt actorii îndrăzneți ai zodiacului, care nu se feresc niciodată de o provocare bună. Au o dorință înăscută de a străluci puternic și de a-și demonstra priceperea. Provocările pentru pești sunt ca niște etape care își așteaptă performanța măreață. Ei folosesc aceste oportunități pentru a-și prezenta talentele, pentru a-și afișa gândirea strategică și pentru a-și afirma dominația. Relatează impact.ro.